A fost găbjit și adus acasă tocmai din Cehia. Acolo încerca să se ascundă un bărbat din raionul Șoldănești. El era căutat de poliție pe motiv că ar fi luat zilele unei rude pe care o snopise în bătăi. Despre dificultățile cu care s-au confruntat oamenii legii povestește Vladimir Iercan, procuror la procuratura Șoldănești. Persoana în cauza a fost pus în convenire pentru violență în familie, soldat cu decesul victimii. În cazul dat, necesitatea reținerii, arestării și extrăderii lui din Cehia a fost faptul că ultimul s-a sustras la organ de urmări penală, ceea ce constituie un impediment la examinarea dosarului în termen rezonabil, deoarece imediat după comiterea infracțiunii, persoana în cauză, fiind membru a familiei, a întreprins măsuri reale pentru a atenui urmele infracțiunii. Aceasta este o provocare și pentru membrii familiei, că doar dacă îi se acorda ajutor medical la timp persoanei în cauză, posibil putea să supraviețuiască. Dar așa, tăinuind faptul aplicării violenței, ne fiind acordat ajutor medical pe perioada la 12 ore, persoana ulterioră a decedat în spitalul raionul Șoldănești și individul s-a sustras la organ de urmări penală. Care este situația în ansamblu pe raionul Șoldănești la capitolul violență în familie? Deci dacă luăm pe perioada anului 2021, instanța de judecată a raionului Șoldănești, judecată Orhiei cu sediul Șoldănești, a pronunțat 11 sentințe de condamnare privind pe faptul de violență în familie. Privitor la pedepsele aplicate, dacă cele mai grave, în două cazuri s-a aplicat pedepse reale cu închisoare, avem cazul avut în discuție din satul respectiv și alt caz pe oraș Șoldănești, când pentru violență în familie persoana a fost condamnată la închisoare pe termen de 3 ani, tot asupra mamei, dar în cazul respectiv persoana nu a decedat. Avem 3 sentințe de condamnare la pedeapsă cu suspendare. În cazurile date, în mod obligatoriu, fiecare agresor îi se aplică monitorizare electronică pe perioadă de până la 6 luni. Este supus unor programe probaționale, la fel pe perioada respectivă. Îi se interzice de a frecventa localul de agrement după orele 20, ca de obicei, și alte obligații care sunt prevăzute de cod. În restul 6 cazuri au fost aplicate ca pedeapsă munca neurată în folosul comunității. Totuși, experiența pe perioada anului 2021 a arătat faptul că organele de drept nu pe deplin folosesc instrumentele de profilaxie prevăzute în instrucțiunile departamentale și în legea privind la combaterea violenței în familie, deoarece în toate aceste 11 cazuri, în niciun caz nu a fost aplicată ordonanță de protecție, ca spre exemplu, care chiar și în cazul nostru, dacă s-a aplicat, au fost constatate fapte că anterior persoana în cazul a mai aplicat violența asupra mamei. Nu s-a recurs la mecanismul respectiv, ceea ce a dus la consecințele în cauză. Soldat cu decesul persoanei. Dacă situația se agravează de pe an pe an, ce s-ar putea de întreprins pentru a reduce din fenomenul dat, violența în familie? Deci eu am să dau un exemplu. Cu toate că în Republica Moldova, ratificarea convenției de la Istanbul cu privire la combaterea violenței în familie a provocat anumite dezorientări în societate. Despre faptul dat rămâne o provocare atât pentru Republica Moldova, pentru întreaga omenire, ne vorbește, ca exemplu pot să vă dau, chiar în mesajul de anul nou, președintele Statelor Unite a dedicat o frază întreagă combaterii violenței în familie, însăși Papa de la Roma, iarăși în mesajul de felicitare de Revelion, aceasta ca excepție, nu s-a mai văzut așa la parcursul anului, iarăși a dedicat o frază necesității combaterii violenței în familie. În mod real, noi putem să vorbim despre stricta implementare legii cu la combaterea violenței în familie, a instrucțiunilor departamentale a fiecărui actor implicat în combaterea acestui fenomen, începând de la șeful de post, asistent social, administrația publică locală, procuratură, instanța de judecat și, în ultimul rând, serviciul de probațiune. La noi serviciul probațiune a fost dotat cu utilaj modern, după cum am spus, în fiecare caz de violență în familie, în mod obligatoriu se aplică monitorizarea electronică, ceea ce îi permite consilierului probațiune la orice oră să monitorizeze, să vadă unde se află persoana și ca ulterior, în măsurile profilaxiei, să verifice toate argumentele expuse de drept.